PSD și PNL încep oficial negocierile pentru formarea noului guvern. În forurile statutare ale celor două formațiuni politice s-a decis că se va merge pe această variantă. Liderul PSD, Gorj, susține că socialdemocrații nu tânjesc după funcții și că nu vor ceda în fața unor obiective clar stabilite care să readucă țara pe un făgaș normal. Este că nu vrem și nu ne dorim doar funcții într-o guvernare, ci ne dorim să avem acele pârghii necesare pentru a pune în practică un program să depășim această criză, această situație dificilă în care se află România. Dacă nu avem argumentele necesare sau elementele necesare pentru a pune în practică acest program, cu siguranță că nu vom face pasul pentru guvernare. Nu noi suntem vinovați de situația în care se află România, ci guvernarea de dreapta. Și atunci pretențiile absurde pe care le are Câțu sau anumiți membri, foști membri din guvernele Câțu, guvernele de dreapta anterioare, nu cred că și-au rostul a fi discutate sau a fi poziționate pe scaunele de posibil miniștri. Vă referiți aici la menținerea premierului Câțu și la portofoliul de ministru al finanțelor? Nu numai Ministerul Finanțelor e în discuție, dar în niciun caz nu putem accepta ca și Câțu să fie premier. Am spus-o, vom merge și noi cu o propunere de premier, mi se pare corect și logic, pentru că avem de partea noastră toate argumentele electorale. Partidul Social Democrat a câștigat alegerile parlamentare. Președintele PNL Târgu Jiu afirmă că echipa de la Gorj a fost împotriva acestei alianțe. Chiar și așa, Marcel Romanescu se bucură că lucrurile se vor reașeza. Eu recunosc că opțiunea mea nu a fost Partidul Social Democrat. Mi-am exprimat-o public în BPJ-ul care s-a organizat, cred că duminică seara la ora 18. Știu că președintele Dan Vâlceanu a fost mandatat de către Biroul Permanent Județean ca la consultările și la ședința de care s-a ținut aseară, să aibă o singură opțiune, USR. Pe de altă parte, din calitatea mea de primar, am și declarat în trecut, mă interesează stabilitate la nivel de guvern și la nivel de parlament. Adică opțiunea celor de la București trebuie să fie aceea de a asigura stabilitate pentru viitorul guvern. Eu am avut o opțiune pe care v-am spus, mi-am prezentat-o public în ședința Biroului Permanent Județean, pentru o majoritate cu USR-ul. Aseară s-a luat o altă decizie ca să continue negocierile cu Partidul Social Democrat și din calitatea mea de primar, v-am spus, indiferent de negocierile care se vor face la București, mă interesează stabilitate pentru ca noi să putem să ne derulăm activitatea în autoritățile publice locale fără probleme. Alianța se dorește a fi viabilă până în 2024, însă în teritoriu lucrurile se văd diferit de cele gândite la centru.